Costa Rica este una dintre țările de care ne leagă printre cele mai plăcute amintiri. Am vizitat-o acum fix 2 ani, am petrecut acolo aproape o lună, am stat cam o săptămână cu o familie costaricană, astfel am învățat mai multe lucruri despre obiceiurile lor, am lenevit la plajă câteva săptămâni și am văzut de nenumărate ori leneși în sălbăticie, dar și alte specii de animale. Este una dintre cele mai frumoase și relaxante țări pe care le-am văzut. De altfel, sloganul lor național este Pura Vida, care înseamnă viață pură sau viață simplă. În română nu sună la fel de bine, însă însumează cam tot ce înseamnă acest paradis exotic. Salut! Noi suntem Lipa Lipa și în această serie vă prezentăm câte 5 lucruri interesante despre fiecare țară în care am fost. Stai cu noi până la final, pentru că urmează să afli 5 lucruri pe care probabil nu le știai despre Costa Rica! Vorbim azi de încă o țară care a fost colonie spaniolă, chestie pe care putem să o deducem imediat din numele Costa Rica, în traducere Coasta Bogată. Ca mai toate țările din America Centrală, este făcută sandwich între Oceanul Pacific în vest și Marea Caraibelor în est. Asta este reprezentat și pe stema care poate sau nu să apară pe steag. Insula este înconjurată de două ape, cei trei munți reprezintă cele trei lanțuri muntoase din țară, iar stelele reprezintă cele 7 provincii. Navele au steaguri costaricane în miniatură, ceea ce plasează Costa Rica printre puținele țări din lume care au un steag în steag. Un fel de steagception. Deși ocupă doar 0,5% din suprafața Pământului, în Costa Rica găsim cam 5% din biodiversitatea planetei. Costaricanii iau acest lucru foarte în serios, astfel un sfert din suprafața țării este arie protejată. Este țara cu cel mai mare procentaj, 25%, al suprafeței ocupate de parcuri naționale. Mai mult decât atât, în ultimii ani au reușit să scadă la minimul nivelul despăduririlor și aproape 100% din energia folosită este din surse regenerabile. Bravo, Costa Rica! Ca să nu mai zicem de faptul că pe bagnotele lor găsiți tot felul de specii de animale, maimuțe, leneși, papagali, sunt foarte drăguțe și colorate. Și încă ceva ce mie mi-a plăcut foarte, foarte mult la Costa Rica este țara păsărilor colibri. Aici găsim cam 50 de specii, cea mai mică pasăre colibri având undeva la doar 2 grame. Oh, adorabil! Ultimul conflict armat în care a fost implicată Costa Rica a fost în 1948. În 1949, costaricanii și-au desfințat complet armata, mutând tot bugetul la educație și sănătate. Luați-o pasta, politicieni români! Ca urmare, Costa Rica are printre cele mai mari rate de alfabetizare din America Latină și printre cele mai mari speranțe de viață din lume, aproximativ 80 de ani. De altfel, peninsula Nicoya este o zonă albastră, adică o regiune renumită pentru longevitatea locuitorilor săi. Aceștia ajung în mod frecvent să trăiască 100 de ani. Pentru că sistemul de sănătate funcționează, dar și pentru că aceștia trăiesc într-o comunitate unită, se vizitează și se ajută unii pe alții și de cele mai multe ori au alături copiii și nepoții care le oferă sprijin. În ultimii ani, Costa Rica a reușit să mențină relații bune cu mai toate țările, și-a păstrat neutralitatea și are printre cele mai stabile sisteme politico-economice sociale, fiind un fel de Elveția a Americii Latine. Până pe la începutul anilor 90, industria cafelei era cel mai important sector al economiei din Costa Rica, alături de cel al exportului de banane. Însă, datorită frumuseții, bogățiilor naturale, politicilor prietenoase cu mediul, dar și cu celelalte țări, turismul a ajuns foarte rapid să fie principalul contributor la buget. Este cea mai vizitată țară din America Centrală, iar majoritatea turiștilor vin din Statele Unite. Tocmai din această cauză, în Costa Rica, engleza a devenit a doua cea mai vorbită limbă. Am putea să spunem că asta a fost un fel de colonizare pașnică. Costaricanii își zic ticos la masculin și ticas la feminin. Los ticos sunt printre cei mai fericiți oameni din lume, clasându-se pe locul 13 în acest top. Și de ce n-ar fi? Au o țară superbă pe care o și protejează, sunt sănătoși și educați,
relaxați, toleranți și prietenoși cu mai toată lumea, relativ prosperi și fără probleme majore. E drept că au cutremure destul de frecvente și câțiva vulcani care le-ar putea periclita existența, însă în rest pura vida, frate. Pura vida nu este doar o formă de salut, ci un stil de viață, un mod relaxat și optimist de a privi lucrurile. Se pare că expresia a fost preluată de costaricani dintr-un film mexican din 1956 care se numea Pura Vida și în care personajul principal folosea această expresie într-un mod optimist, în ciuda circumstanțelor nefericite în care se găsea în continuu. Nu este ceva specific doar pentru Costa Rica, dar este ceva ce nouă ne-a plăcut foarte mult. În Costa Rica ai 12 ore de lumină, indiferent de sezon. Asta se datorează faptului că este poziționată destul de aproape de ecuator. Soarele răsare între 5 și 6 dimineața în fiecare dimineață și apune undeva într-o ora 5 și 6 în fiecare zi. Asta chiar o să vă placă fetelor. În Costa Rica, femeile nu iau numele bărbatului la căsătorie. Yay! Știți ce înseamnă asta? Că nu trebuie să schimbe absolut niciun act după căsătorie. Dacă vor, pot alege să adauge la numele lor de familie D plus numele de familie al soțului. Pentru mine asta s-ar traduce în Simona Elena Stănescu de Vânceanu. Enchanté! Și copiii? Ei o să primească un nume de familie combinat din numele părinților. Numele tatălui este listat primul, alături de numele de fată al mamei. Poate vă ajută un exemplu. Pe prietena noastră o cheamă Alejandra Valverde Cantillo. Pe mama ei o cheamă Olga Cantillo Olivares. Unde Cantillo, ați înțeles, este numele bunicului, cum ar veni, iar Olivares numele de familie al bunicii. Sper că ați înțeles, dacă nu, mai dați odată play acestei bucăți, o să aibă mai mult sens la a doua, a treia ascultare. Mulțumim că ați rămas cu noi până la final, sperăm că v-a plăcut acest episod. Dacă v-a plăcut, dați-ne un like, abonați-vă și bifați clopoțelul pentru că punem în fiecare săptămână un video de acest gen. Curând o să plecăm și noi într-o aventură nouă și vom începe să postăm și vloguri de călătorie din țară sau din afară, nu știm încă. Și stai cu noi pentru că data viitoare îți povestim 5 lucruri pe care probabil nu le știai despre Laos! Până data viitoare, aveți grijă de voi! V-am pupat! Ciao! Pa!